Salutare Pinker și Pinkerițe, eu sunt IHatePink și bine v-am găsit la episodul cu numărul 3 din questul lui Pink sezonul numărul 2. Și da, și astăzi am câteva lucruri, chestii pe care o să vi le zic, dar astăzi vreau ca să, în special, să-mi termin casa asta. Așa că hai să mai fac o pereche de astea, cum se cheamă? Scrizors. Dar în română se numesc. Foarfece, da, foarfece. Îmi pierd cuvintele. Am reușit să fiu acceptat în a deveni un partener cu Votre Media. Copiii Copaci au avut o problemă cu chestia asta. Se pare că dintr-un motiv sau altul ei au fost acceptați. Ah, stai, copacul ăsta îmi trebuie, da, de astea, frunze de astea, bun. Dar a apărut ceva, o problemă, pentru că ei deja aplicaseră pe YouTube normal la parteneri și nu au fost acceptați și eu știu că am aplicat acum jumătate de lună, o lună, și mi-e frică să nu am aceeași problemă, pentru că am vorbit cu Rob, unul din cei care recrutează pentru partnership, și a zis că totul e în regulă, că super, da, așa, dar acum mi-e frică totuși să nu se întâmple ceva de genul, să fie o problemă din cauza YouTube-ului și să nu pot și odată și odată tot se poate, pentru că lui Marian i-a spus că va trebui să aștepte ceva în gen 2 luni, nu știu ce se va întâmpla. Mă rog, și la cât de nerăbdător am fost, s-ar putea acum să se întâmple ceva de genul problemă de asta de la YouTube. Ca să fiu mai precis, i-a spus că tu deja ești partener, iar el nu este. Și e ciudat, adică, frate, cum să fiu partener, nu vezi că n-am nimic? Și a dat și el seama, bă, tu chiar nu ai partener, atunci de ce dracu ne zici așa și nu ne lasă? Și a zis că o să rezolve el ceva, dar o să aștepte nu știu cât timp. Bun, și asta e super, super aiurea. Dar să sperăm că nu o să-mi facă probleme de genul ăsta, încă aștept confirmarea, am completat formularul și toate chestiile. Nu știu ce o să se întâmple cu muzica de pe fundal, pentru că chiar dacă nu este cu copyright, ar trebui să pun în descriere cum îi zice, muzica pe care o folosesc, și eu, având în vedere că folosesc foarte multă muzică, ar trebui să pun cam 3 link-uri la fiecare melodie, mulți cu 5 melodii, ar fi descrierea, cum vreți să ziceți, plină de link-uri. Nu știu ce o să fac cu asta, o să mai vorbesc cu Rob și o să văd, dacă nu știi cine Rob, e tipul care recrutează pentru partnership cu Votre Media. Vorbesc cu el și văd care e treaba, dacă chiar trebuie neapărat. A zis că să folosesc muzică de pe site-ul ăla dintr-un motiv sau altul, nu știu cum, dar eu foloseam deja muzică de acolo. Și a zis că e indicat să... Ah, frate, avem o grămadă de frunze stupide. E indicat, chiar dacă e gratis, să le pui în descriere, ceva de genul. Și cred că o să fac, o să pun probabil în acest clip, în descriere, o grămadă de linkuri. Și am și o chestie cu casa și mi-a fost sugerat să o fac ceva gen mai rotund, așa că hai să mai tăiem puțin de aici și de aici și să fac așa, aha, așa. Da, acum arată puțin mai bine. Nici nu știu cât am tăiat în partea aia. Aici, 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 aici. Dar adică chestia e că totuși o să fiu un partener YouTube, până la urmă trebuie să se întâmple, chiar dacă va apărea problema aia și va trebui să aștept una, două, trei luni, atunci oricum voi rezolva. Wow, cât de tare arată asta. Așa, și astea, și astea. Și cred că în curând o să-mi fac, ia stați așa, e așa, da, e rotundă, bun. Îmi voi face și un card și voi putea să câștig și banii din chestia asta, așa că ar fi super, super tare și cu banii probabil ia și cel mai probabil și cel mai corect ar fi să investesc în videouri. Și chiar asta o să fac, nu o să-i cheltuiesc pe tot felul de chestii de care nu am nevoie. O să... Asta așa, să-mi dau seama unul aici. Da, cum ziceam, banii o să-i... Aoleu, ce era să cad. O să investesc în videouri și... Oh, frate, trebuie să... Urc aici, bun. Pentru că voi chiar meritați, sunteți niște oameni grozavi și fără voi probabil nu aș putea să fac banii aia. Oh, frate.
Doamne, ce enervant e. Bun, aici una, două. Sunt așa de emoționat. Adică aseară când am făcut cererea era ceva de genul o, Doamne, dacă nu o să-mi răspundă. Dar am văzut că mi-au răspuns super tare. Acum e, sunt ceva de genul o, nu, să nu apară problema aia, să nu apară. Și dacă nu apare va fi super, super tare. Și am și un layout nou de YouTube pe care mi l-a făcut cineva. Eu zic că este destul de drăguț. Nu e ceva gen super, super profesional, ai da și un milion să ți-l facă, dar... și l-am folosit, merge, dar problema e acum că nu sunt YouTube partner și nu am o chestie ca pagina să fie, mea să, adică channel-ul meu de YouTube să fie un pic mai lat. Și să zicem că nu este la locul lui. Nu este la locul lui layout-ul ăla. Cred că asta trebuia distrusă. Bun. Așa. Wow, asta arată ceva. Nu am să mint, dar arată ceva super, super frumos, mai ales cu aceste coloane. Și cred că aici cumva voi pune ceva în care să mă pot urca, probabil niște glass pane-uri. Da, glass pane-urile vor fi super, super tari pentru că mă voi putea urca aici și să văd. În afară de aici, aici voi pune probabil, nu știu. Așa, am niște liane la mine, da, am una, ok. Vreau să le și pun să crească, astfel încât toată asta să fie acoperită cu liane. Așa, bun. Și vom merge în jos. Stai așa, bun. Vom merge în jos distrugând astea. Hai să, de fapt, hai să le dai cu sabia, că e mai rapid. Voi distruge... Stai. A, bun, nu e problemă. Și voi... astăzi, cum am zis... De fapt, nu am zis, dar mă voi ocupa de casă. Voi scoate toate scările astea pentru că... Aveți dreptate, e mai economic. Nu chiar mai economic, dar e mai frumos să folosim... asta e, scăp de astea de aici. Să folosim lianele pentru că dacă tot au fost băgate, de ce să nu le folosim? Dacă tot au fost băgate, de ce să nu le folosim? Și arată pur și simplu mai drăguț. Așa, să vedem. Așa. Așa, 5, numai atâtea? Bun, 6. Deci, cum ziceam, videourile mele nu îmi cere nimeni să le pun alea de... Deci contul meu este in a good standing, cum scrie acolo. Și având în vedere că muzica e pe fundal și se aude foarte, foarte încet, nu cred că ar avea vreo problemă, chiar dacă ar fi chiar nevoie să pun alea. Pentru că, sincer, sunt cam vreo grămadă de melodii pe care le folosesc ocazional. Nu este numai ca și cum aș folosi una singură. Ce fac eu? De ce stau pe ele când... Ok, 20 și ceva, bun. Unde mi-e copacul? Copacul meu e acolo, ok. Da, ți-a avut dreptate, arată super, super tare când e... Așa, stați așa să-mi dau seama ce vreau să fac eu pe aici. Oh, tare. Se pare că frunzele acoperă chestiile astea când sunt puse. Ok, tare. What the fuck? Asta da bug. Dacă pui liană peste liană, o să-ți dispară liana din inventor. Asta e super ciudat. Așa, 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 așa. Da, având în vedere că s-ar putea să devin YouTube partner, este de fapt un parteneriat cu Votr Media, dar basically e același lucru, adică să fii un partener cu Votr Media e exact același lucru ca și cum ai fi cu YouTube-ul. Nici o diferență, vă zic. Și, frate, s-a stricat. Bun, trebuie să mergem să facem alta acum. N-am la mine, am niște fier la mine, ce mă gândeam. Bine că au pus de asta din crafting și în inventory, pentru că ar fi fost super, super aiurea dacă ar fi trebuit să te duci de fiecare dată la astea. Vorbind în continuare despre partnership, voi avea nevoie de thumbnail-uri. Și v-aș ruga să nu vă apucați voi să le faceți de capul vostru, pentru că am idee exact cum vor trebui să arate orice thumbnail, cum va trebui să arate. Mai luăm câteva de aici. Așa că dacă vă apucați să le faceți de capul vostru, nu vă așteptați să le folosesc, îmi pare rău. Dar să zicem că ați vrea să mă ajutați cu niște thumbnail-uri.
Tot ce trebuie să faceți este să îmi ziceți că vă pricepeți, mă adăugați pe Skype, dar dacă am găsit, de exemplu, am găsit pe cineva și zic nu mai am nevoie, îmi pare rău, atunci vă rog să nu vă supărați ceva de genul și ăsta acum, pentru că dacă am găsit, atunci am găsit. Cred că voi acoperi asta, doar pentru că arată mai tare. Și probabil voi încerca să fac și un video din alt joc. Pentru că pur și simplu astăzi voi renda acest video și probabil îmi voi instala un joc pe Steam care deja îl am și nu l-am prea jucat și aș vrea să fac și un video cu el. Astea sunt tot de astea? Da, sunt tot de astea, bun. Atunci înseamnă că avem destule pentru ca să facem acoperișul ăsta din frunze. Bun. Ziceam de thumbnail-uri. Tot ce trebuie să faceți este, de exemplu, pentru seria asta cu quest-ul lui Pink, m-am gândit la următoarea chestie, să fie skin-ul meu, care îl găsiți pe Google dacă căutați I Hate Pink Minecraft skin ceva, îl găsiți dintr-o față. Vedeți skin-ul acesta cu fața asta fericită, știți? Nu cel cu aia, cu creeper-ul ăla de Crăciun, pentru că ăla e skin-ul de Crăciun și îl găsiți și pe ăla. Dar trebuie să fie ăsta, puțin înclinat undeva acolo într-un nu pe mijlocul ecranului, și pe fundal o poză cu ceva de genul ăsta, știți? Și apoi jos într-un colț să fie diez și numărul episodului. Și ați făcut un thumbnail, să zicem așa. Cred că ăsta o să-l iau de aici. Zicem că ați... Băi, stai. Am o chestie... Oh, da, bun. Deci merge și pe frunze. Ok, deci pot să șterg astea. Tot ce trebuie să faceți e să-ți faceți thumbnail-ul odată. De exemplu, cu episodul cu numărul 1. Și apoi, nu zic că îl faceți odată și ați terminat, dar după părerea mea e foarte simplu să iei pur și simplu thumbnail-uri și... Aoleu, s-ar putea să facem găuri aici multe. Dar după cum vedeți, deja apar... Frate, pentru că am luat alea. Cum ziceam, chestia e că faci un thumbnail, după aia... Stați să-mi pun aici crafting table. Unde e crafting? Cred că l-am scăpat jos. După aia tot ce trebuie să faci este să faci, să ștergi ultimul layer. Îl aveam, firare. Să ștergi ultimul layer. Uite, de aici deja s-au dus. Și pur și simplu să înlocuiești ultimul layer, cel cu numele, cu alt layer care să... de exemplu, diez 1 înlocuiești cu un diez numărul 2, apoi diez numărul 3 și faci așa, cam zicem, 20 de thumbnail-uri imediat, fără nicio problemă. Aici voi vrea să pun... Și ce cred că voi pune aici un crafting table și aici un crafting table? Chiar dacă nu am nevoie de două, dar pentru că tot le am, nu am ce face cu ele. Ia, o să iau de aici niște frunze, doar pentru că sunt mai aproape. Și întrebarea zilei de azi... ce se va întâmpla în continuare cu channelul meu? Vreți să fie numai Minecraft sau ați vrea niște jocuri cum face Gen Repkid, a început o serie cu, cum îi zice la jocul ăla, Serious Sam. Wow, cât de parkour a fost asta, cât de parkour, am crezut că s-o mă izbesc de pământ, dar se pare că mai am și noroc. A fost pur noroc, n-a fost nici un pic de skill acolo, recunosc. Și încă ceva, să știți că Repkid nu m-a copiat niciodată, nici nu mă copie și face o treabă minunată. Nu știu de ce unii dintre voi s-au gândit că îl mă copie, pentru că aș zis în episod că unii dintre voi, probabil voi, pinkeri, ați... și a început să plouă, grozav. I-ați spus că mă copie. Nu mă copie deloc, chiar îi apreciez munca și tot ce face. Și nu văd nimic în comun cu mine, adică unii dintre voi ați zis că face și serii cu Minecraft și mă copie. Pur și simplu, toată lumea face serii cu Minecraft, nu înseamnă că mă copie. Acum, că unii îmi copie de scrierea, că o scriu în alte de astea, dar tot o copie, asta e altă problemă și cei care fac asta sunt și nesimțiți, dar mă rog. Și vorbind de chestia asta, am găsit acum, nu știu cât timp, unul care mi-a copiat de scrierea. Ok, tipule, schimb-o, e a mea, pur și simplu. Chestia asta cu lăsă un mesaj dacă îți place și chestii de astea, un like dacă îți place, coment dacă vrei să spui ceva. Aceasta este o frază originală făcută de mine, te-aș ruga să nu mai folosești. A zis, ok, a doua oară mi-a zis un pinker că ia uite ce-ți face asta, ia să văd. Același om, aceleași descriere și chestii. Omule, schimb-o, te rog. Ok, o schimb. Acum îl găsesc iar cu aceeași chestie, numai că propozițiile au despărțite și pus cu punct în față. Cel care
probabil a făcut asta, se știe. Nu-i frumos, omule, atât zic. Episodul de azi se sfârșește aici, îl voi pune la render imediat, dar întrebarea mea, nu uitați, întrebarea mea pentru voi este: vreți ca să fac diferite videouri și cu alte jocuri? De exemplu, am Killing Floor, aș putea să fac un video în 3 părți, nu episoade, pentru că episoade nu, dar să zicem filmez o oră, după aia pun 5-6 părți cu cât mi le despărțește frapsul, pentru ca nici să nu stau atât de mult la render și să fie de 10 minute. Și acesta este planul meu când voi deveni YouTube partner. Vor fi mai multe diferite jocuri în afară de Minecraft care vor apărea, să zicem, nu atât de des, dar vor apărea. Și acum dau seama de ceva. Ok, e bine. Și vor apărea, cum am zis, jocuri și va fi ceva de genul... filmez o oră, după aia o să-mi apară 5 părți acolo. Eu o să le renderez pe fiecare în parte și când le-am pus, le-am pus pe toate odată. Și voi vă veți uita ca la un episod uriaș. Cam asta am avut de spus. Urați-mi în noroc în a nu întâlni acea problemă pe care o au copiii CopacMC. Și am văzut că foarte mulți dintre voi au pus o întrebare: cu ce YouTuber ați vrea să facem un episod sau o serie, ceva de genul. Ăla a fost un Fulger, am văzut bine. Și am avut 20 ceva de voturi, în timp ce maxim ceilalți au avut câte 1-2. Și vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Voi sunteți cei mai tari. Peace out. La revedere, pincări și pincărițe. Bye bye.